genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Adriana Dascălu Bulină. La telefon se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Sorin, dacă ne auzi? Bună ziua! Bună ziua, Adriana! Ne bucurăm să te auzim, Sorin! Și eu, Adriana, mă bucur foarte mult! Spune-ne, te rog, care este părerea ta despre faptul că în urma controlului prefectura a hotărât să amendeze primăriile care au avut bani în conturi, însă nu au plătit banii pentru însoțitorii persoanelor cu handicap? Trebuie de spus, în primul rând, că această anchetă a prefecturii a plecat după ce postul de televiziune la care ai prezentat știrile astăzi a vorbit despre ceea ce se întâmplă la Vadul Moldovei, că acolo sunt persoane, însoțitori ai persoanelor cu handicap care nu și-au primit banii din luna septembrie și de aici a pornit totul. Atât am vrut să fac această subliniere. Am făcut și noi sublinierea și suntem mândri că am reușit să ajutăm acești oameni. Da, asta este foarte bine. Primarii care au făcut un asemenea gest ar trebui popularizat, să-i știe tot județul, dar în principal să-i știe oamenii din localitățile lor. Ar trebui puse afișe prin sate și prin comune cu fețele lor și n-au vrut să dea bani oamenilor cu probleme financiare. Acești primari n-au vrut să dea bani oamenilor și să-i vedem atunci în campania electorală ce vor mai spune. Informația aceasta că prefectura îi amendează pe primarii localităților care n-au dorit să acorde banii soțitorul persoane cu handicap trebuie să ajungă la până în ultimul cătun, până la ultima mătușă. Pentru că așa câți oameni de la țară citesc ziarul, câți oameni de la țară merg la bufet ca să vorbească care sunt ultimele știri. Acești primari trebuie făcuți de râs. Iar de asta cred că o să aibă cine să se ocupe în localitățile respective. Cred opoziția, că opoziția, nu? Din localitățile respective ar trebui să se ocupe de acest lucru. Da, este important de spus că și amenziile sunt destul de consistente și vor fi plătite de primari din buzunarul lor, nu? Da, lucrul ăsta este foarte adevărat. Acum să vedem dacă această anchetă a prefecturii Suceava, cei de la prefectură spun astea sunt regulile, primarii sunt vinovați, noi dăm amenziile, dar să vedem dacă aceste amenzi vor fi contestate și ce se va întâmpla după aceea. Dacă vor fi și plătite. Bun, da. Primim o veste bună, nu? De la Casa de Pensii a fost mărită valoarea ajutorului de deces cu aproximativ 100 de lei, spune Camelia Chitul, directoarea Casei Județene de Pensii Suceava. Da, eu cred că știrea asta mai trebuia ținută câteva zile, că mii coreși și pensionarii de bucurie în fața aparatului administrativ și s-au luat la bătaie cu aia care protestează împotriva lui Traian Băsescu. Să dai 100 de lei la ajutor de mormântare e ceva. Oamenii de acum vor muri liniștiți pentru că știu că mai sunt 5 porții de sarmale de data acolo, la mort, la mormântare. La parastas. Poți să moară liniștiți. Asta, da, surpriză din partea guvernului. Cred că pensionarii plâng acum, cu lacrimi în ochi acasă. De fericire. Cât de bun este guvernul și cum le face lor moartea mai ușoară. Poți să moară liniștiți acum. Lor și membrilor familiilor, nu? Absolut, membri mai mulți. Sorin, iată, am avut și un material despre faptul că Universitatea Suceava vor avea loc alegeri pentru noua conducere și o declarație din partea unei persoane despre care s-a tot vorbit în ultimul timp că s-ar afla printre cei care doresc să candideze pentru funcția de rector. Este vorba de deputatul Sanda Maria Ardeleanu. Dumnezeu astăzi a afirmat ferm că nu își va depune candidatura pentru nicio funcție de conducere în cadrul universității. Bun, doamna Ardeleanu, probabil că o fi testat terenul și o fi văzut că nu are susținere în rândul profesorilor și de aceea nu a riscat o candidatură. Nu ar fi fost plăcut pentru dumneavoastră să fie învinsă. Asta ar fi o ipoteză. Însă, a doua ipoteză este aceea că doamna Ardeleanu este ferm hotărâtă să candideze pentru încă un mandat de parlamentar din partea Sucevei, că dumneavoastră a purtat discuții cu conducerea partidului și că are certitudinea că va fi pusă pe listă și că va câștiga un nou mandat. Și cred că doamna Ardeleanu a început să-i placă foarte mult activitatea de parlamentar, o activitate în care mai mergi la București, mai mergi la Bruxelles, la grupul de rugăciune din care dumneavoastră face parte,
lumea te privește altfel dacă ești parlamentar, mergi prin Palatul Parlamentului unde sunt candelabre, sunt clădiri, sunt camere boltite, e foarte frumos, știi? Și să fii parlamentar, te bagă lumea în seamă. Aici, dacă ar fi fost rector, ar fi fost un spațiu prea strâmt pentru doamna Ardeleanu. Cred că a început să-i placă această activitate, cred că îi convine noua poziție și cred că doamna Ardeleanu a primit asigurări din partea conducerii partidului că va fi pusă pe listă pentru un nou mandat și că va fi într-un colegiu în care are șanse de câștig. Doamna Ardeleanu a câștigat în municipiul Suceava și probabil că tot în municipiul Suceava va câștiga. Pe de altă parte, faptul că doamna Ardeleanu s-a retras din această cursă e o bilă albă pentru dumneavoastră, ca să spun așa, pentru că nu s-ar mai specula că se dorește politizarea funcțiilor de conducere din universități. Și presupunem că doamna Ardeleanu nu va prinde încă un mandat din parlamentar, de parlamentar va câștiga și nu va, va candida și nu va câștiga, doamna Ardeleanu va da asigurat un post de prorector, ceea ce este foarte important. Așa că orice ar face, doamna Ardeleanu iese foarte bine. Și are numai de câștigat, nu? Da, are numai de câștigat și acum a ieșit foarte bine că a ieșit elegant din această cursă în care n-a spus că intră, nici n-a spus că nu intră, în care au băgat-o mai mult cei care credeau că doamna Ardeleanu, cu sprijinul Partidului Democrat Liberal, va fi pusă rector la universitate. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin, și multă sănătate. Doamnelor și domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!